Jaffa, seară în capitală, doi indivizi mascați au pătruns în caseria unui operator de cablu și au reușit să fugă cu peste 2000 de lei. Ne spune și nou cum s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. Câți erau? O caseriță care a încercat să se lupte cu hoții a fost lovită în cap cu o bâtă și a fost transportată de urgență la Spitalul Bagdazar. Spargerea a avut loc cu puțin timp înainte de ora închiderii, când în punctul de lucru erau două angajate. Cei doi hoți au dat buzna în încăpere și le-au cerut femeilor să le dea încasările de peste zi. Cum una dintre ele a refuzat, a fost lovită. Plină de sânge, victima a leșinat, moment în care hoții au luat banii și au fugit. În stare de șoc, colega victimei a alertat poliția. O echipă de criminaliști a mers la fața locului și a adunat probe. Pe baza lor, speră să-i identifice pe autori.